No bun de salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Rototal Edition, turneul pentru titlul WWE, partea a doua. După cum vă aduceți aminte data trecută, că o filmez episodul ăsta unul după celălalt, deși nici măcar nu l-am radat pe anteriorul, e fain. Dar după cum vedeți voi așa, după cum vă aduceți aminte data trecută, meci cu Jeff Hardy, să începem. Acum sper să nu mă bată ăștia în al doilea episod, că l-am și filmat pe primul și n-ai păcat să pierd centura. Da? Păi asta e frumoasă, nu? Ia de aici! Ia, na. Ok, hai să îl oprim pe ăsta de pumn și de picioare în gură și... Hai da, bagă botul la ochiul maro. Trecem corzi. M-a prins el într-un suplex. Bun, mi-a căzut și zgarda aia de câine turbat. Mamă, ce dă ăsta mine. De ce presim că Jeff Hardy o să ne facă probleme, cum sunt mai toți high flyeri din WWE? Și nu doar din WWE, și din TNA și din astea. Dă-mă un pumn. Abram... Mă dai repede să termin energia la wrestlerul ăsta. S-a văzut că se încarcă repede la toți, că așa e în joc, să se încarce energia foarte repede. Ați văzut în episodul anterior cât s-au intervenit peste noi și mai intervine unul acum. Doamne, da, vreau să am un match contra lui Undertaker sau împotriva lor alți care au intervenit peste mine. De ce? E bine, să-i bași o păie și ăsta vine după mine. Little shit ăsta vine după mine și am dat aici un genunchi în bot și m-a prins aici în... un picior și acum îmi dă și un sentam bump. A, îmi dă și ăsta. Ma, ce dă ăsta? Hai că am plecat de aici, că mă bată și ne suna. Fugi, mă! A, stai că acum îl bate pe ăla. Mie-mi convine. Hai că fac un taunt. Dar degeaba fac taunt. Bun, ținta-i pe Jeff Hardy. Hai să-mi iau o armă, că meciul este hardcore. Hai că se bat între ei, e bine. De fapt, nu e bine, că îi crește lor la momentul în prostie. Hai să luăm scara. Hai să-l bate un pic cu scara. Ne recuperăm acum momentumul. Ce faci la jocul ăsta dacă... Aoleu, fix pe scara am căzut. Ma, așa cum dă niște pumni în mine. Ce dă ăsta? Hai că mă dau mai în spate și acum. Genunchi ratat. Dar îi dau aici un big boot și cade. Hai mă, ridică-te dacă ești mecher. Vrei tu să mă bați cu zgarda? Hai să-i dăm manevră, dar... Ia-te zgarda încoace. Vrei să mă bați cu zgarda, hă? Ia-te aici zgardă. Na, ia zgarda în timpul furici. Ok, hai să facem stuntul Undertaker. Încingem publicul. Hai să-l ducem în corzi. Îl prindem cu un chokeslam. Boom! Acum pinul. Și hai că am început bine, l-am bătut repede pe Jeff Hardy și a intervenit doar unul pe stănui. Deci cu intervențiile ăsta tot îi bat. Să meciul e hardcore și de asta poți intervine alții să te bat. Dar e fain că nu se bagă în ring. O, meci cu Triple H. Hai că asta îmi place. O să fie un meci super tare, dar presim că o să intervină Shawn Michaels. Nu știu, dar presimt asta. Ia aici un genunchi și mi l-a întors. Sper că manevra asta o are și Triple H sau doar în jocul anterior avea și o avea alta în jocul. Dar cred că tot genunchiul are și aici. Cam de la Undertaker, Kane și Triple H am luat mare parte din manevrele astea și vine Undertaker. Spune că mă ajută pe mine, spune că mă ajută pe mine. Dacă l-am prins într-un sub. Undertaker, ia mă, pe care ne ajuți? Oșorugule, pe care ne ajuți? Pe care l-ajuți de fapt? L-ajută pe Triple H, că de ce nu? Hai să fug, mă, deci dacă o să am meci cu Undertaker în final o să fie perfect. Ceva suicide dive. Bun, hai că i-am prins pe amândoi. Nu știu cum, dar i-am prins. Pe cine a țintat? Pe Undertaker, e bine. Ia de aici un genunchi și mi-l întoarce. Dar măcar pe Triple H l-am prins. Ok, că dă și Triple H în el. Dar dă și în mine. Aoleu, dar bine că e camera asta handicapată și nu vezi în care dai. Mamă, schimb de pumne. Acum am trimis și Undertaker și... Bă, cam bate boșorogul. Mi-ntoarce cea manevra. Ia de aici un big boot. Dă bă scaunul încoace. Băga mie. Ia. Mai un scaun. Și încă unul. Hai mă, vină încoace. Dacă ești mecher. Vreau să-ți dau un spear. Ai ceva împotrivă?
Hai să mă dau mai spate că vine și triple fucking edge. Oho, l-am prins aici cu un genunchi în bot. Hai, marș, mă duc în ring. A, mai vine unul. Hai să fiu atent, ăsta vine după mine? Sau după triple? Ăsta vine după triple S, să vezi. A, pe triple edge îl bate ăsta, bun. Hai că m-am ferit la timp, hai, dă în triple edge, dă în triple edge. Hai să pun țita pe triple edge. Și ratăm de aceeași manevră. L-am prins-o e data asta. Hai că fac și tauntul Undertaker. Așa, dei, 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 dei. De cât de bine. Hai că mă arunc peste ei. Și nu l-am prins pe niciunul până la urmă. Am și consumat momentumul. De fapt, nu momentumul zi. Energia. Da, las că se reîncarcă. Hai să intrăm în ring. Ia mă, ăsta se duce să-l bată pe ăla. Bun, hai că l-am prins bine. Hai să-i dăm și o manevră de la colț de aici. Ce avem? Ne dă el un șut nouă. A, vrea să ne bată cu zgarda. Jos mă, dă pe ring. Hai da, stunner, poc. Super tare stunner ăsta, dar nu prea l-am văzut și la Arts Racer. Cred că doar Stone Cold îl mai are. Am ratat leg drop-ul, n-am distanță mare. Și ar vrea să se urce. Jos mă, n-auzi. Încă un stunner. Dar n-aș pa că încă. Încă am scat de momentumul data viitoare când o să fac manevra asta. Că na, dacă faci de 3 sau de 4 aceeași manevre, cam nașpa. Nu, 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 nu. Ia de aici un chop. Și un big boot pe care mi-l întoarce. Opa, ce vrea să facă? De la ouă, ăsta e nenorocit. De la testicule, ca să vorbesc și eu frumos, să nu-mi jur. Ia, deja începe animația că dă manevră, nici n-apuc să întorc. Hai că m-am ferit bine, dând o manevră m-am ferit. Iar m-a prins. Da prea le întoar. Lasă taunt-ul. Nu, 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 nu. Au, oh, shit, 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 shit. No shit, Sherlock. Hai să încerc cu German suplexul ăla care nu mi-a ieșit. Hai să mă dau mai în spate. Big boot. Acum ieși în afara ringului. Și un suicide dive. Pe care ratez că se ferește Triple H. Triple H, stai cu minte, Hunter E. Dacă nu știați pe ăsta, îl cheamă Hunter, de la asta vine și Triple H. Ai bă, face taunt, ia, suplex. Mă, vreau și eu să fac taunt când făcea și ăla. E, mi-era că-i crește-l ăsta momentumul. Că pentru că da. Ia un super kick pe care mi-l întoarce iarăși. Bă, dai mai al dracu ca Shawn Michaels ăsta. Hai, ridică-te. Uhu, ce mi-a întors iarăși whip-ul. M-a pus la col și m-a aruncat în afara ringului. Hai că s-a buguit, e bine? Ieși mă, ieși afară, ieși afară. Na, na, coconut crush, îți place? Hai să facem acum un taunt, să ne dea puțin momentum. Spinebuster! Asta e Spinebuster-ul de rock, parcă am mai zis asta de două ori, nu? Și iar ne întoarce șutul. Deci când vrei să-i dea lui ăsta un picior, ți-l întoarce, să-ți o minte, să nu mai dau manevre de-astea. Super kick și big boot că le cam întoarce. Așa arată-ți forța, că mă poți ține într-un suplex. Aoleu, vreau să-i dau un chop. Ia ce face? De la ouă. Mai ieșuat în afară ringului. Hai că acum facem taunt, să-i facem în ciudă. Oho, Russian leg sweep. Hai să mai dăm și manevre din astea când îl prinzi. Și întoarce aici manevra. Iar întoarce big boot-ul și am zis că mai bine nu... E fain, cum avea la pancarda nu se vedea unde dă de aia cu piciorul. Și acum dă și ăsta un face crusher.
cam echilibrat meciul, aș putea spune. Manevre asemănătoare pentru amândoi, manevre de powerhouseri, powerhouse, cum se zice, să traduc din engleză română, de fapt, nu chiar traducere, să romglesc, ca să zic, cum se mai zice, cum s-a inventat termenul ăsta pentru cei care vorbesc și în română și în engleză. Vorbesc în romgleză. Bun, hai că am o romgleză de baltă. Doi powerhouse. Sper că-i zis bine cu romgleză asta. Lasă Taunt-ul. Și iar întorc. Aaa, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Ieși, 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 ieși. N-am putut să ies. Da? Ne bate Triple H. Dar să nu credeți că e toată treaba. Nu, 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 nu. Ai trei încercări ca să te bată ăștia. Că n-am te... Pentru titlul mondial categoria te bagi cu vreo 10-15 oameni. Normal că mai trebuie să-ți dea niște șanse de revanșă, nu? Acum ne luăm revanșa cu Triple H. Pentru că, de ce nu? Bun. Poate nu mai intervine nimeni de data asta și să-ți... M-au dat ce down el, săracul. Amândoi pot să-i dea manevră specială. Dacă... Hai să-mi pun jos gardul la loc. Acum vine și Chris Jericho. Cred că ăsta vine după mine. Hai mă, Jericho. Jericho spune că îl bați pe ăsta. Da, îl bate pe Triple H, bine. Chiar întrerupă manevra, acum n-am mai să o întrerupă. Hai că e bine, că acum intervin și ăștia pentru noi, dar... Era mișto să ia ăștia între ei la bătaie. Atunci ai fost mișto. Și acum am rămas fără help-ul ăia la ăstora. Hai să-l bat pe ăsta cu zgarda. Huuu. Ce s-a ferit Triple H aici. Și îmi întoarce pumnul. Ia mă. Iar dă la boașe. Ok. Facem un taunt. Și ne întoarce ăsta și tot la o ne lovim. Cred că după turneul ăsta Nightmare o să fie castrat 100% la câte lovituri și-au luat acolo. Treci mă în masa comentatorilor. Și ceva, hai să luăm un scaun. Ia, ia mă scaunul, n-auzi? Da bine că ești în afară, să dau cu scaunul în tine. Dau cu fundul de la scaun, ca să zic așa. Hai că e fain, îi dau așa pe sub coardă. M-a prins ăsta. Lasă că îi dau cu spătarul scaunului. Ok. Mai ia câteva lovituri pe spinare. Și am rămas fără energie. Hai să facem un taunt. Bun, hai că recuperăm acum momentum. Ai bă, frate. Nu, 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 nu. Ieși, 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 ieși. De capul și de zilele mele ce-mi faci, Triple H. Hai de capul meu, mă rupe Triple H, nu-l pot bate. Mai am o încercare, altfel dus dracu turneu. Ultima încercare, băieți. Să fie cu noroc. Urați-mi mult succes. Dar și ceva? Nu, nu mai stau cu manevre simple. Ies în afara ringului până vin aia care intervin, că strică tot meciul. Și degeaba mă duc în afara ringului, că începe ăsta să dea în mine. Și îmi întoarce orice manevră pe care o fac, pentru că de ce nu? Hai, ridică-te că îmi fac nervi. A, asta a fost gardă. Ia-mă un scaun. Hai să facem chestia asta mult, mult mai hardcore. Da, bine că se ferește de... Bă, mie-mi vine să iau monitor să-l arunc pe geam de la jocul ăsta. Ma... Și eu nu vreau să vă dezamăgesc să pierd. Dar se pare că e imposibil să-l bați pe ăsta. Ești mă afară. Aoleu, nu, 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 nu. No, no, no. Spune-mi, spune-mi, doamne, că-l bate pe... Hai că s-au zis pe Triple H, bine. Dar-i facem Triple H momentum, iar nu-i bine.
Hai, dă-i, dă-i mă să zac, dă-i să zac, eu fac taunturi. Hai, dă-i, dă-i mă, dă-i mă. Mai dă-i, mai dă-i, așa. Hai că nu i-a mai crescut momentum. A, du-te, bă, deci dau cu scaun, se dau cu scaunul și ăsta mă prinde manevră. Așa, dă-n mine acum Undertaker. Dar tot vreau un meci cu Undertaker pe final, dar vreau fără intervenții și nu merg să le dezactivezi. Hai că ăsta merge după Undertaker, dar degeaba. Mai ai niște scaune. Și acum e și Stone Cold. Ia mă, după cine vine? Tot după Triple H, hai că tot după Triple H vine. Dă-i Steve, dă-i Steve Austin. Hai bă, mă bate pe mine acum Undertaker. Hai că mă dau mai în spate, că aici e bătaie mare. Ia că fac un taunt, da, degeaba fac taunt. Degeaba fac, că nu dăm. Mamă, mă, dar ce le întoarce asta? Deci, îl atacă aia, dar asta tot vine după mine. Asta e o jumătate de scaun, nu-i bună. Dă-mă un scaun. Nici asta nu-i bună. Doamne, ce-mi face asta, nu pot să... E imposibil de bătut Triple H aici. Zici că e... Nici pe John Cena nu-l bați așa greu. Doamne, dar până... Iau scaunul! A, grozav, grozav, acum ajunge pumnul ăsta până la el. A trebuit să se setez supercatul ăla sau ce-o fi. Lasă momentumul. Hai că fac un salt. N-am timp să urc până în vârf. Sar așa din grabă și vine ăsta ca animalul să te ia în brațe. Zici că vrea să te îmbrățișeze. E cu pluta ăsta cum vine după tine. Hai, dă-i. Bun, big boot. Leg drop. Să-i mai fac manevre. Dar nu poți să-i faci nimic. Doamne, ce... Ce le întoarce, acum am rămas și fără energie. Bun, mai dăm un leg drop. Și îmi întoarce asta manevra. Am stat prea mult să fac taunt ca să-i dau manevră specială. Și jos mă, după ring. După colțul ringului, mă rog. Acum e momentul să fac un taunt, să-mi crească și mie momentul. Măcar dacă îmi pune pin să posez. Că ați văzut ce e imposibil să iese din pinuri uneori. Ok, mai fac și aici un taunt. Și acum close line. Hai, manevră, manevră. Last ride-ul, gata, la fix l-am prins când sclipoce. Acum ai putea să se ridice instant după ce am dat last ride-ul. Nu te ridica, nu te ridica. Pinul. În sfârșit, doamne, îl batem pe Triple H. După două încercări, l-am bătut. Doamne, dar cine mi-a făcut aici Triple H? Mai rău că ăștia care intervin peste tine. Măcar au venit ăștia și m-au ușa să-l bat. Deci da, e bun Triple H, n-am ce să-i fac. E bun. O să fie mai ușor meciul ăsta, oricum. Cu Randy Orton să fie mai ușor, că era mai slăbuț nițel în perioada asta. Nu e cum e acum și hai să-i dăm. Nu prea știu ce manevră asta, deci trebuie să fiu atent. Are manevră un pic cam agile totuși, pentru cum e el așa mai înalt și mai masiv. Mai țineți minte primul episod cum a fost din seria asta de Randy Orton era mai masiv ca John Cena? Nu vezi asta prezent, deci Randy Orton mai masiv ca John Cena într-un joc. Cam ciudat că Cena e fost culturist, naibii, și Randy Orton e... Na, totuși. Opa, Tommy Dreamer. Vine Tommy Dreamer, ia mă pe care vrea să... Dar e fain, e Tommy Dreamer aici, dar nu e și Bubba Ray sau Devon. Și ia mă, vine după mine Tommy. A, vine după ăsta, e bine, vine după Randy. Vine după Viperă. Vipera e atacat acum de vizătorul ăla de Dreamer. Și am ratat un leg drop, bun. Hai Tommy, mai dă-i. Treci în corzi. Treci mă în corzi, n-auzi? Hai, dă-i manevră. Dă-i pumne, așa. Dă-te mă jos.
Hai că-i dă aici Tommy Dreamer să sature. E bine că intervinați și te ajute uneori. Hai să mă dau jos. Nu l-am prins în jackhammer. Bă, dar n-am dat niciun jackhammer de pe curzi. Ea trece în ring. Ești mă afară. De ce am sărit? Ok, îi dau să sară pe el și el sare pe acolo. Pentru că de ce nu? Și acum s-a buguit. Eu fac taunt atunci dacă ăsta s-a buguit. Bravo, Randy, mai buguiește, mai mergi pe acolo, mai mergi pe acolo. Hai mă, mai ești bugui mult? Nu mai ești buguit? Dezbuguit? Hai mă, vină cu... Băga-mea și îl prindeam în jackhammer. De manevră că iese din ea. Bun. Hai să mai încerc o dată cu asta. Gata, l-am prins în jackhammer. Cred că o să-mi dea asta un moment. Pot a puțin moment mi-a dat totuși. Că asta e manevră de manevră și e fain cum s-a bugit acolo ăsta echipamentul lui Randy. Mamă, ce a ținut ăsta ga. Neckbreaker cred că a fost ăsta. Dacă m-a prins într-un arc, eu am încurcat-o, că ați văzut ce greu se iese în pino și de ce nu intră din fungă în ring și trebuie să stea să se urce pe apron. Și acum, nu te transforma și nu tripălești, că n-am chef să-mi stric ziua în jur la monitor pentru că mi-au bătai la WWE. Și acum ratez asta. Big boot-ul ăsta nu l-am mai ratat. Hai, întoarce-te și n-apuc să mă întorc. E dai super kick-ul. Gata, l-am prins aici. Hai că mă dau mai spate. Fac un taunt. L-am prins aici, urcă-te. Holly hop. Hai că l-am prins bine. Hai că m-am ferit totuși prin saltul ăsta, dar m-am ferit și acum mai bine. Da, m-am din aer, mi-a dat cotul ăla. Nu. Hai că m-am ferit bine. Am întors-o. Hai să-l prind în ciopul ăsta. Bun. Ce manevram? Când întoarce. Bă, da. Toate manevrele ți le întorc ăștia. Fix pe toate. Mă rog, 90% tot ți le întorc. Hai mă, un spine buster. Ia să facem tauntul ăsta. Hai, treci în corzi. Întoarce ăsta. Bun, hai că nu m-a prins bine. Ok. Twist of Fate. Nu Twist of Fate. Aia e l-altă, al Jeff Hardy. Suentă-mi bamba, așa era. Atât ce dracu, cum să zic Twist of Fate, nu știu. Hai, Chokeslam, te mai ridici după asta? Nu te mai ridici. Nu se... Du-te. Du-te, bă, de aici. Nu. Îi dai Chokeslam-ul și se ridică. Capuși de zile mele. Mai dă-i un spinebuster să se sature. Cum m-a prins, nu știu. Mă, ridică-te. Hai că l-am prins aici e bine. Hai să mai facem un taunt să ne crească momentumul. Hai să-l arunc în colț. L-am marcat în colț, tot în colț l-am prins. Și mai dau un spinebuster. Hai mă, ridică-te. Treci acum în colț. Treci, mă. M-a băgat ăsta în corzi, nu e bine. M-a aruncat cu un lariat sau un back close down în afara ringului, bun. Și acum mi-a întors manevra. Pentru că de ce nu? Mă, așa am zis că l-am bătut atunci. Exact cum am făcut și când am avut meciul cu Shawn Michaels. Hai că mă bag în ring și fac un taunt. Vreau să fac momentum. Nu. De ce n-ai ban în loc să fugă de un apărcat când ai... Spuneți-mi că nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Trebuie să te prindă într-un roll-up.
Că de ce nu? Roll up. Fucking roll up. De cap. Ah. Ultima încercare. Hai de cap, un tripolis transformare în diort. În episodul ăsta o să se mult mai lung ca anteriorul. Da, nici nu mai pot să vorbesc. Sunt cu nervii la podea. Vine să mă dau capul de pereți. Ate și tu. Dai un pumn, vine în tine, tu dai un pumn și el dintr-o dată se oprește și... Da bine că de... Măcar m-am ridicat eu primul aici, asta mi-a plăcut. Și dai, dai cu piciorul și trece pe lângă umăr. Și din nou n-ajunge Big Boot-ul la el și... Nu mai pot, nu mai pot. Deci dacă pierd și meciul ăsta, dezinstalez jocul și rămân la aia de... Și nu mai joc decât când o apărea 2K16-le pe PC-ul, când s-o relansa jocul ăsta fără atâtea nenorociri. Bă, totuși ăștia WWE au făcut acum 10 ani jocul ăsta. Nici chiar 10 ani, dar vreo 8 ani, cred că tot are. Fac ăștia un joc odată pentru PC la 8 ani și acest, și acel joc să fie și decăcat, cum e în cazul ăsta. Hai că măcar l-am urcat bine în afară ringului. Am ceva nervi și acum trebuie să vină și Triple H. Pentru că da. Și presupun că vine pentru ăsta. Să ajute pe... A, ba nu. Hai că-l bate pe rede, hai că-l bate. Hai, bate-l, mă. Așa, bate-l, dă-i de cu ciopuri așa. Nu, nu mă prins. Ne. Hai să luăm masa asta. Și acum un jackhammer. Poate îmi trebuie pe prostul ăsta manevra. L-am aruncat fix pe Triple H, bun. Hai că mă bag în ring. Leg drop. Bun, hai că i-am spart aici fățăul. Și evident trebuie să obosească ăsta. Aoleu, vine martalogul ăsta. Spune că îl bate. Spune că îl bate pe ăsta. Spune că îl bate pe ăsta. Nu mai suport să mă ataca. Să mă ataca. Să fiu atacat de alții. Nici nu mai pot să vorbesc bine. Vine după mine. Vine după mine. Vine după mine. Vine după mine. Aoleu. Aoleu. Stai că acum poate mă bate și Triple H. Nu. Nu-mi place că se uită și Triple H la mine. Mamă, ce dă în mine Big Daddy. De ce te uiți la ăla? Du-te spre Big Daddy. Aolo, dar bine că nu mi-l mai arată în cadru. Hai mă, Big Daddy, vină încoace, că am un scaun pentru tine. Hai mă, urâtule, vină încoa. E fain că eu nu-l mai văd. Hai că... Hai că eu la fugă de aici, că vine și... Hași după mine. Hai că aștept să vină. Așa, luptă-te cu ăla. Hai mă, urcă. Bun, hai că dă ăsta în el, deși nu e bine că-i face momentum. Ai de capul meu. Hai mă, vină încoace. Dă-i, dă-i cu scaunul. Singura modalitate de a putea bate. Îi dai scaune până nu mai poți. Cum să câștigi un match de ăsta pentru titlul în Raw Total Edition? Dă-i cu scaune până nu mai poate. Ok, hai să-i dau aici o manevră pe care sigur o să mă... Hai că nu mi-a întors bine. Ce avem aici? Divan Neckbreaker. Că parcă el făcea Neckbreaker, așa, nu mai știu. Hai că îmi crește momentumul. Să-l... Spune doar că... Gata. Aoleu. A ieșit și în afară ringului și nici nu i-am dat chokeslam-ul. Și acum... Și acum se bate cu Big Daddy și dă ăsta moment. De ce? Uite și tu, i-a dat RKO. Uite și tu ce momentă mare. Și acum al și bate. E mai și crește momentul. A, te sclipocește. Dacă intră acum în ring și îmi dă un RKO, m-am dus, dracu. Dacă îi mai dau cu scaunul. Dacă dau cu jumătate de scaun. Acum își face momentul pe Triple H. Treci mă în ring. Hai că-mi fac eu acum momentum.
Hai că l-am prins aici e bine. Am ratat amândoi aici manevra. Ok, am dat aici o criticală. Nu, 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 nu. Hai să încerc aici close down-ul din Ambrose, care n-a mers. Hai să-l aștept să vină. Ceamă, din Ambrose close down. Bun. Am rage până acolo. Hai că am rage. Acum să facem taunt și să-l executăm cu un fucking choke slam. Poate iese acum în afară ringului. Nu, deci dacă și de data asta mi iese din pin, mă arunc pe geam, nu știu ce fac. Bun. L-am bătut și pe Orton, nu mai avem nicio șansă de revanșă, deci acum e totul sau nimic. Titlul sau mi-arunc monitorul pe geam de nervi. Ai de capul meu. Ai de capul meu, John Cena. Nu, nu, nu. Băi, eu cu John Cena joc nașpa, că joc, dar cred că ar fi tare să mă rupă. Mai ține-te ce nașpa am jucat cu el. De ce prezint că o să mă rupă de data asta? Prezint că se duce dracu episodul. Prezint că o să... că o să fiți dezamăgiți după aia. Ok. Hai să fiu atent la manevre. Mă dau mai în spate. Big boot bun. Taunt. Hai că o să încerc să-l bat repede pe Sina. Spune-mi, Doamne, că i-a handicapat jocul și l-au făcut pe Sina foarte prost. În loc să-l facă super Sina cum e în alte jocuri. Spune-mi, Doamne, că degeaba am pierdut cu el atunci în primul episod. Nu pentru că nu știu eu să joc cu Sina, ci pentru că e foarte prost în acest joc. Foarte prost optimizat și astea. Și nici n-are blugie aia bun. Și arată zici că i-a sfârșit cățelul vecinului. Cățelul ăla de vreo 50 ceva de chile. Ciobănesc. Și vin. Nu. Nu, 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 nu. Ies în afara ring. Ies în afara ringului. Hai să vedem ăștia. Deci Umaga îl bate pe ăsta. Boogeyman vine după mine. Hai că. Ok, ia scaunul. Hai Boogeyman. Boogie, boogie, boogie. Vino încoace. Boogie, boogie, boogie. Hai boogie. Așa, așa, așa. Fă momentum, fă momentum. Ia deci un big boot. Dar scaunul încoace. Hai să-mi fac momentum pe tine. Pentru că vrei tu să intervii să-mi strigi mie meciul și filmarea. Treci mai aici. Ia deci big boot și taci. Hai că și un mag a dat acum un super kick-ul ăsta. Ok. Corzi. L-am prins bine aici. Spinebuster. Hai că vreau să-l închei cu un salt pe Sina. L-am prins, ia că e bine. Pinu. Spuneam, Doamne, că nu... deci dacă ies din pin îmi bag ceva în el. Da, a ieșit din pin. Că trebuie să iasă ăștia din pin. Și acum mai și vine și Triple H și Paul London sau cine o fi micuțul ăla. Ieși în afară. Ok. London se duce după ăla. Sina vine după. Deci ne fugărim aici parcă a fi Tom și Jay, nu. Iată aici trenul și vine după noi. Ok, că l-a prins pe un maga, e bine, îl bate pe un maga, eu mă bag în ring, la de post. A, tripă. Așa, hașișul vine după mine. Mai dă-i, lasă de-a mine când face momentum. Sau nu? Bă, de ce nu crește momentum? A, pentru că și... ok, hai să schimb ținta, tripă legi. Ia-mă de aici un stomp nouă. Hai că fac și un taunt. Dau mai în spate că... ok, l-am prins bine. Ce avem aici? Un jackhammer pe care mi l-a întors. Mamă, ce mi-a întors ăsta manevra. Hai, ridică-te. Bun. Ce să dăm în spate Sina. Ia de aici un genunchi. Da, nu poți să dai nicio manevră. Ăștia ies din pinuri legendare. Și eu nu ies dintr-un pin simplu. Dacă l-am prins aici e bine.
Facem un taunt. Hai încorzi. Spinebuster! Ok. Hai că poate terminăm meciul ăsta și câștigăm și titlul. Dar să nu ne grăbim cu vorba, că ați văzut ce ușor l-am bătut la început pe Triple A și ce greu îl bat acum. Și după aia două meciuri am pierdut împotriva lui. Și Randy Orton la fel. Cum ziceam, te rog, nu te transforma în Triple H. Bă, dar ori se uită Triple H la mine. Aoleu, nu place nici cum se uită Paul London ăla. Paul London parcă cheamă pe ăla, nu? Am urâtă grafica și nu-ți dai seama care care aici și... Na, unele sunt personaje prea seamănă între ele. Sau și chestia că nu prea le-am văzut eu meciurile și astea. Bine, în mare parte aici cam sunt personajele mai importante, arată cum trebuie, gen Triple H arată bine, Undertaker arată bine, Cena arată decât Orton, nu prea. Și aspar care vă puteți să auzit sunetul ăla. Hai treci la corzi, nu mai trece nicio coardă. Și mi-ntoarce Big Boot-ul. Ok, că l-am prins. Băgăm un salt. Ne fac doar taun și mă dau jos că mi-e că... Hai treci, treci, treci în ring. Și mi-ntoarce manevra din nou. Mie mie că dacă îmi pune un pin acum, s-a terminat toată treaba. Că nu, nu poți ieși nici pinuri la jocul ăla, la jocul ăsta. Ieși în afară. Aoleu. Nu mai merge să mă forcez de lovitura asta de genunchi, că își face momentum el acum, că spamez cu ea. Ok, l-am prins aici într-o manevră, destul de interesant. Hai să fac repede un salt. L-am prins, e bine. Treci în colț. Ia mă, ce avem aici? Oho! Mamă, ce mișto a fost bulldog-ul ăsta. Spune că nu. Deci te rog, nu te mai ridica. Fă-o pentru fanii mei. Ga! Luăm titlu, l-am bătut pe Cena. Acum trebuie să nu fi fost atent și să mai am un meci după ăsta. Gata, am luat titlul WWE Nightmare, noul campion WWE. Mulțimea este în extaz. Felicitări, Artificii, Jack Daniels, toată lumea e în extaz. Hai, dar bucură-te, Nightmare. Bun, hai că până l-am făcut bine pe ăsta, am pierdut 3 meciuri. Dar măcar am bătut pe Cena, pe cel mai bun din jocul ăsta. Cel mai bun pe drag. Bun, eu sper că v-a plăcut acest episod. Cum... ne-am luat bătaia la început greu, dar am revenit pe parcurs. Eu sper că v-a plăcut vechea poveste. Dați câte un cap în gură butonul de o clip și scrieți-mi niște idei de superstar pe care să le creezi. Chiar am chef să creezi un superstar, nu știu ce cu mine. Bun, cam atât a fost. Până data viitoare, ciao les!